Primăria Câmpina a funcționat întotdeauna în imobile frumoase, adevărate bijuterii arhitecturale. Una dintre aceste clădiri s-a aflat în perioada interbelică, chiar aici în spatele meu, locul din spate pe care îl vedeți acum. O clădire frumoasă, impunătoare, inaugurată în anul 1922 și în care primăria a funcționat până în anii 60. Din păcate, astăzi imobilul nu mai există, este, după cum vă spuneam, acest bloc unde, ani de zile, a funcționat un alt simbol al Câmpinei, pierdut și el între timp, Casa Cărții. Lângă sediul primăriei interbelice, a existat patiseria lui Nicolae Concescu, celebră la acea vreme, extrem de apreciată. Nici ea nu mai există astăzi.